Salutare tuturor! Probabil că astăzi v-aș fi așteptat la o continuare din seria Volvo, dar situația nu-i tocmai așa cum ne dorim, pentru că am o problemă destul de gravă cu acest Chevrolet Camaro. Asta e una dintre cele mai scumpe și speciale mașini pe care le-am cumpărat și la momentul achiziției am avut mari emoții pentru că nu știam de ce mă leg. Dar pentru că frate meu era în America la momentul acela, mi-a putut face rost de toate piesele de care am avut nevoie pentru a o face funcțională. Și într-adevăr am reușit acest lucru, am rectificat, am schimbat și am reparat cam tot ce era de făcut încât mașina să funcționeze. Au trecut aproximativ 5.000 de kilometri de la ultimul episod pe care probabil l-ați văzut, dar săptămâna trecută am încercat să schimb uleiul și am găsit o grămadă de șpan în filtrul de ulei, lucru care nu e ok deloc. Din acest motiv am lăsat-o deoparte pentru ultimele două săptămâni și acum nici măcar nu o să încerc să pornesc motorul pentru că nu e un lucru bun să am acel șpan acolo. O să o tractez direct pe rampă pentru a-i putea da jos motorul foarte repede. Evident că nu o să filmez din nou procesul pentru că aveți deja seria cu motorul și scos și pus înapoi, așa că dacă vreți să vedeți ce și cum, intrați pe un playlist pe care l-am făcut special cu această mașină. Totuși nu va fi o situație foarte grea, mai ales că acum toate sunt puse la loc. Motorul e destul de mic pentru caroseria asta și șururile sunt foarte ușor accesibile. Plus că instalația electrică va putea fi scoasă direct de aici, pusă pe motor și acesta va ieși împreună tot cu totul. Dar probabil că în 3 ore situația va fi alta. Am fost un pic dezamăgit cu toată situația asta, dar măcar partea mecanică e foarte ușor accesibilă și acum pot spune că sunt bucuros. Pentru că motorul e băgat la umbră în atelier și nu doar asta, eu am trecut deja la demontarea lui pentru a vedea care e problema. Aici vedeți arborele, nu am mai stat să filmez pentru că deja ați văzut situația de demontare. Ideea e în felul următor. Cuzineții principale, adică din zona asta, s-au uzat prematur, ducând și la uzura cuzineților de la biela alăturată. Lucrul acesta e foarte trist și pentru asta am mers cu arborele din nou la atelierul de rectificări să văd care e problema, nu pentru a face scandal. Am descoperit totuși că linia de arbore nu mai este dreaptă, adică el în sine e strâmb și astfel se face un fel de decalaj între linia de rulare din zona asta și asta. Principalul factor ar fi cuplu foarte mare, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că nu am forțat foarte tare acest motor. Al doilea factor e materialul slab. Acum probabil vă întrebați cum poate fi un material de genul slab. Dacă a fost încălzit o dată sau de mai multe ori, aceștia îți prede din proprietăți și asta ar fi principala cauză pentru care arborii nu prea se rentează să-i repari, pentru că materialul poate avea de suferit în urma defectării și chiar dacă tu îl aduci la o formă frumoasă și netedă, practic rectifici doar un fier mort și cu acesta se întâmplă fix așa cum am pățit și eu. Iar așa se prezintă motorul desfăcut de capace. Evident că nu am dat toată distribuția jos, am fost nevoit doar să desfac lanțul care are legătură cu cele două pinioane intermediare și am făcut un marcaj acolo atât pe pinion, pe lanț de asemenea există un marcaj și în zona asta mai avem încă unul care vine direct pe pinionul de la arbore. În afară de problema cu arborele, motorul arată impecabil. Bineînțeles, are doar 5.000 de kilometri, dar dacă vă mai amintiți, în zona asta era o grămadă de mizerie. Acum totul e curat și nu se găsește niciun pic de gudron. Acum o să îl întorc invers și o să vedem ce avem acolo. Am întors motorul după cum am spus și acum se poate observa cuzineții cei 4, de fapt cei 3 buni și cel central care nu a mai suportat situația și s-a distrus. De obicei, acești cuzineți se uzează în momentul în care blocul este distorsionat sau arborele este distorsionat. În cazul nostru, arborele este foarte rău și e clar ce s-a întâmplat.
Dacă ar fi fost problema de ungere sau de presiune de ulei, în primul rând aș fi văzut pe bord și în al doilea rând ar fi fost uzați și cuzineții aceștia. Pe când, dacă vedeți, la bielă avem foarte, foarte puțin cuzinetul uzat și ceilalți palieri centrali practic nu au semne de uzură decât ăsta central. De dragul științei, o să folosesc această lampă pentru a observa dacă lumina trece sub lera asta perfect dreaptă din zona palierului. Am și centrat-o pe centru și probabil observați că în partea stângă și dreaptă nu avem nicio lumină. La fel și aici. Și aici. Dacă ar fi fost o problemă cu unul dintre palieri, probabil s-ar fi observat ceva de genul. Iar acum a sosit momentul foarte important. Probabil dacă ați fost cu mine de la începutul acestei călătorii, vă amintiți că am comandat două seturi de cuzineți, pentru că nu eram sigur la care cotă va ieși arborele, așa că am luat R1 și R2. Întâmplător a ieșit la R1 și asta înseamnă că eu am două seturi de cuzineți. Am în două R2, adică palier și biele. Am făcut acest lucru pentru că fratele meu atunci când era în America nu a găsit un arbore de cuzinet rectificat și astfel eu am zis decât să cumpărăm unul de acolo rectificat, îl rectificăm pe al nostru și am cumpărat în consecință acești cuzineți. Însă acum lucrurile s-au schimbat și vom putea probabil cumpăra un arbore original, standard, direct de la mama lui din America cu niște cuzineți originali. Însă va trebui să așteptăm vreo 2 săptămâni pentru acesta și deci nu avem ce face. Pe deasupra nu are un preț foarte mare, probabil undeva la $500, dar mai costă încă atâta transportul ca să ne vină în timpul ăsta. Deci așteptăm și vedem ce primim. Surpriză, mare surpriză, am primit un colet și în ăsta a fost acest arbore. Vedeți voi, e unul nou și e original. După ștanța asta de aici, codul și așa mai departe. Identice sunt, dar totuși ăsta vechi are o altă culoare, ceea ce indică foarte simplu lucru că s-a încălzit la un moment dat, de mai multe ori și probabil s-a decălit. Sunt foarte norocos că am găsit un arbore original la un preț avantajos și abia aștept să-l montez la loc. Pe lângă am primit, bineînțeles, cuzineții făcuți direct de producători, adică ăștia. Am primit și o pană cu arborele nou. Probabil vă dați seama ce urmează. În continuare o să măsor fiecare lagăr de alunecare cu plastic gauge-ul pe care l-am mai folosit și în trecut, deci nu o să stau foarte mult la explicarea acestui proces. O să trec foarte repede peste el și o să vă anunț dacă găsesc lucruri bune sau rele. Și aici avem rezultatele relativ constante, însă toleranța acestui motor e între 0,01 și 0,06. Deci cam din zona asta, chiar în partea asta unde e mai strâns, până în partea unde arată 0,063. Ideea e în felul următor, nu am o măsurătoare precisă și arborele ăsta este nou, ceea ce va duce probabil la o toleranță mai mică decât am avut eu înainte. Și, după cum se poate observa, la primul palier am aproape 0,25, 0,25 aici. În partea palierului central în care am avut și probleme, e un pic mai mică decât 0,25, dar cu siguranță nu e mai mică de 0,20-0,15, ceea ce probabil se încadrează în toleranța dată de producător și aici aproximativ 0,25. Totuși eu voi da arborele jos în primul rând ca să curăț suprafața și în al doilea rând cuzinetul ăsta, după cum am spus, chiar dacă se încadrează perfect în toleranță, o să iau cu un Scotch-Brite din interiorul lui pentru că de noi vin cu un fel de vazelină
pe exteriorul lor, încât să nu ruginească și așa mai departe. Eu doar o să o îndepărtez de acolo și nu o să mai măsor, pentru că și dacă aș lăsa-o așa, nu ar fi o problemă. Nici măcar nu am atins cu nimic uzineții și s-au curățat cu spray de contact. Foarte, foarte interesant. N-am știut că acest spray de contact are aceste proprietăți. E foarte bine să nu stric suprafața respectivă. Ia să vedem dacă merge și aici. Da, merge, doar că o să-l stric prea mult și acesta nu-i, arborele nu e așa pretențios la zgârieturi, păi cum sunt cuzineții care sunt mult, mult mai moi sau cu o suprafață mult mai privită la zgârieturi. Deci am dat cuzineții jos, sau cel puțin doar ăsta principal, pentru a-l putea curăța în spate, și doar acum am observat că îi dintr-o singură bucată. Și mă refer la construcția lui, pentru că asta și varianta originală erau din trei bucăți, mult mai susceptibilă la defecte, dar asta e o bucată întreagă și foarte groasă, ceea ce probabil va da un plus de calitate sau rezistență ansamblului. Am reușit să montez și cuzineții de la piele, iar acum va urma arborele, urma de măsurarea cuzineților de la bielă. Fix acum am terminat de pus arborele și, după cum vedeți, am făcut niște marcaje diferite pentru distribuție, deoarece nu am dat decât primul lanț jos și astfel nu aveam cum să le pun pe toate la loc decât dacă le desfăceam pe toate. Și ăsta e motivul pentru care am făcut aceste dungi, pentru a se alătura cu marcajul fix de pe lanț, și astfel eu am ales o poziție convenabilă încât să le pot aduce pe toate la locul lor, cum vedeți și în zona asta. În poziția de față am reușit să pun toate capacele de la bielă, strânse la cuplu și, înainte de asta, evident, verificate toate. Au fost constant la 0,025, cu siguranță în toleranța dată de producător. Am avut și am un pic de emoții cu biela asta, pentru că ea a fost cea care a suferit cel mai mult în urma defectării cuzinetului central și al ei în sine. Inclusiv, acum nu știu dacă se poate vedea asta, să șterg un pic ochiul, e un pic, un punctul ăsta e un pic decolorată, dar nu cred că o să fie o problemă din acest punct de vedere. Chiar și aici se observă o mică pată de culoare. Nu cred că, după cum am spus, o să fie o problemă. În caz de, va trebui totuși să desfac chiulasa pentru a o schimba. Nu aș vrea să se întâmple acest lucru. Am strâns și am verificat de două ori această bielă. Totul este ok. Sper să fie ok de aici încolo. O să trec în continuare la montajul capacului și ulterior instalația electrică și mărunțișurile de deasupra. Adică așa, am ajuns să pun capacul, folia, capacele de deasupra și, evident, baia. Toate astea au fost curățate, nu le-am filmat pentru că deja am făcut acest lucru și nu avea sens să redau încă o dată un conținut pe care îl am deja pe canal. Iar acum urmează montarea instalației electrice. Asta vine fix în poziția pe care o vedeți, partea stângă cu asta din stânga și dreapta cu ce vedeți aici. Situația din spate e pentru cutia de viteze, deci o să o iau de aici și o să o pun acolo. Am terminat de pus instalația pentru că nu a fost foarte complicată, câteva mufe, și pe deasupra am reușit să fixăm și motorul. Am folosit un șurub care să nu alunece pe după cordelină, și astfel încât poziția galeriei de evacuare dă un pic cordină la o parte încât să nu forțeze în capacul de culbutori. Și aceeași chestie am folosit-o și aici. Acum îl vom lăsa din nou jos, o să tragem firele de o parte încât să nu le atingem în momentul montării și teoretic o să-l scoatem afară. În momentul ăsta noi mai avem doar puțin să punem motorul la loc și chiar acum m-a lovit o idee foarte ciudată. Practic, ce s-a întâmplat cu motorul ăsta s-a mai întâmplat odată la fostul proprietar. Și el m-a asigurat că, în afară de motorul defect, caroseria nu a avut și nu are probleme ascunse, iar eu am avut încredere. Dar nu e niciodată bine să mergi doar pe încredere atunci când vrei să cumperi o mașină, mai ales când ai și alte opțiuni. De exemplu, poți să folosești seria de șasiu aflată la baza parbrizului sau în carte pentru a afla istoricul real al mașinii încă de când a fost nouă. Trebuie doar să o introduci în aplicația celor de la Car Vertical, iar asta va căuta în mii de baze de date din toată lumea dacă a avut accidente, a fost furată sau dacă găsește nepotriviri privind kilometrajul.
Chiar dacă noi nu am reușit să pornim mașina asta, oarecum am scăpat de emoții pentru că aceasta a avut un raport super ok. Și printre altele, am fost norocos să găsim și poze de la ultima revizie din 2021. Dar să știți că nu toate rapoartele sunt așa de fericite, cum ar fi în exemplu de față, care a fost avariat destul de bine și ulterior a primit un update care conținea și o scădere de kilometraj. Așa că dacă vreți să vă verificați mașina sau una pe care urmează să o cumpărați, dați pe linkul din descriere sau folosiți codul JUNG pentru a avea 20% reducere. Bun, și acum ar trebui să potrivim asta cumva. Cam așa ceva. În situația de față am strâns deja la cuplu volantul către arbore. Așa că o să trecem la montarea motorului către cutie, dar nu o să punem suportul de la tampoanele motorului pentru a ne permite un pic spațiu încât să o nimerim și să meargă perfect la loc. Lasă. Știi de treaba. Lasă jos, tată. Da. Na, bun. Stă pe tampon. Stai și trag asta. Trage aia și ridici înapoi pentru suport. Bun. Deci am strâns în partea din spate convertizorul, cutia de viteze către motor. Am reușit să mai punem câteva cabluri de curent care aduc practic la panoul de siguranțe, la alternator și în zona electromotorului. Desigur, și ăla a fost montat. Și ce mai vedeți voi pe aici? Alternator, compresorul de climă a fost doar pus acolo pentru că nu l-am dat inițial jos. Nu mai avem foarte multe, însă o să las bujile și galeria de admisie deoparte pentru că aș vrea să dau la automat fără acestea, încât să nu lasă pornească motorul decât după ce face presiune de ulei. Până mai rezolvăm lucrurile de care avem nevoie să pornim, o să bag și un pic de ulei. E un 540 destul de ieftin, care respectă normele de viscozitate date de GM. O să bag aproximativ 6 litri pentru că asta e capacitatea și bineînțeles o să schimb la fel de repede. Fix prin canalul filtrului de ulei, încât să ajungă la pompă și la cuzineți și la arbore cât mai repede. Cu cei 6 litri de ulei băgați, o să pun și un filtru nou, evident, pe care tot așa o să-l schimb probabil după câteva ore de funcționare. Bun, înainte de a ne grăbi foarte tare și să repornim motorul ăsta, o să facem în așa fel încât să ne asigurăm că avem presiune de ulei. De aia am scos senzorul de presiune de ulei din zona carcasei de la filtru și am pus un manometru acolo, sper eu să fie etanș cât de cât, dar ca să fie și mai ușoară treaba, cred că ar trebui să punem și bateria la încărcat, pentru care 3 săptămâni și ceva de când nu am mai pornit-o și ar fi cazul. A, uite că și-a pornit. A, avem 12.6, dar nu strică să îl încărcăm un pic. Nu cred că încarcă în momentul ăsta. Uite că a trebuit să descărcăm o aplicație și doar cu baza ei putem încărca bateria. Și avem o grămadă aici. Ne arată cu cât încarcă. Ce mai avem oare? Testery, cranking. Foarte interesant. O să vă las un link și vouă în descriere pentru a vedea ce și cum. Da, dai. Nu, da. Bun, deci du-te de la automat, dar dai numai un pic scurt să vedem ce se întâmplă și dacă totul e ok, atunci poți da în continuare, zic eu. Dai? Stai numai un picuț să-i scot mufa asta. Ca să nu mai bagi benzină. Dă-i.
Dai. Într-adevăr, vine ulei, dar acum mi-am dat seama că nu are cum să producă, nu știu, un bar și ceva, doar din turația electromotorului. De aia o să ne oprim în momentul ăsta și o să pun înapoi senzorul și ce mai avem pentru a putea porni, pentru că din moment ce uleiul urcă aici, înseamnă că a făcut un fel de circuit și ajunge unde trebuie. Încet, încet punem și bobinile la loc și va urma galeria de admisie. Bun, deci hai să vedem dacă putem porni. Am pus și celelalte conducte. Sper să nu le prindă astea. Distribuția a fost foarte zgomotoasă. Da, a pornit din prima. Oprește-o, leacă! Dă-i înapoi! Oprește! Am uitat desfăcut asta. Dă-i! Țăcătitul ăla se aude de la pompa de înaltă, deci nu e o problemă. Bun, ar trebui să băgăm și servo, că va face imediat gălăgie. În dimineața următoare am dat deja filtrul de ulei jos și arată super, mai ales că nu am folosit o soluție care să mă păcălească. Într-adevăr, sunt mici, mici impurități acolo, dar îi... oarecum normal, pentru că în tot sistemul va intra mizeria respectivă și toată care îi se oprește în filtru și nu merge mai departe prin instalație. Totuși o să-l curăț înapoi, o să-l mai pun la loc și vedem un pic pe viitor. Au trecut aproximativ, nu știu, 3-4 zile de la operația pe motor pe care a suferit-o această mașină și totul se comportă perfect. Acum probabil o să ziceți, bine că au trecut și rândul trecut 5.000 de kilometri și abia după ultimul schimb de ulei, cam tot la 1.000 și ceva l-am schimbat în acea perioadă, doar după acel al cincilea am descoperit probleme. Păi aia nu-i tocmai așa transparentă situația, pentru că în ultima parte a celor 5.000 de kilometri am început să o conduc foarte agresiv, lucru care a îndoit, cel mai probabil, după părerea mea, arborele. Ideea e foarte importantă să ne dăm seama de ce s-a stricat prima dată și de ce s-a stricat a doua oară, pentru că noi acum doar am înlocuit ce s-a stricat și e foarte probabil ca situația să se repete dacă nu înțelegem sau dacă nu am înțeles foarte bine problema. Deci, prima dată am concluzionat faptul că era o grămadă de gudron și schimburile de ulei cu siguranță nu s-au făcut atunci când trebuie. Pe deasupra am văzut și sorbul, că a avut o bucățică de silicon acolo care a blocat trecerea uleiului. Atunci s-a întâmplat ca arborele să ia din ce în ce mai puțin ulei și, ducând la încălzirea lui, s-a decălit. Noi l-am desfăcut, am schimbat ce era de schimbat, dar l-am rectificat. Într-adevăr, l-am rectificat, dar el și-a pierdut din proprietăți, a fost tras la zero, a mers perfect în momentul în care nu a fost supus unui cuplu enorm, dar sau mare, dar după ce am început să îl folosim mai agresiv, nu a mai rezistat și s-a îndoit. Îndoitura aia, practic, a supra-solicitat cuzineții sau cuzinetul central, ducând la prezența bucăților de cuzinet în filtrul de ulei.
nu a bătut, nu a avut o problemă sau nici măcar nu-ți dădeai seama decât că era șpan acolo. Probabil la un moment dat se va fi rotit sau ceva, dar nu l-am lăsat să ajungă acolo, fapt pentru care nici măcar nu am pornit ultima dată motorul. Acum, arborele fiind nou, locul din bloc măsurat și s-a văzut clar că nu s-a rotit, deci nu a avut de suferit, eu sunt sigur că situația va fi ok acum. Chiar dacă nu mă așteptam, am primit o grămadă de oferte pentru această mașină și la un moment dat am fost foarte pornit să o dau unui abonat. Însă, acum sunt foarte bucuros că nu am făcut acest lucru, pentru că voiam și atunci să mă asigur că este în stare perfectă de funcționare și că nu am făcut greșeli. Acum, chiar dacă nu a ținut în totalitate de mine, vina e a mea, pentru că eu am luat decizia să refolosesc arborele, pentru că găsind și în America arbori rectificați, am zis că nu ar fi nicio problemă. Ulterior am aflat că stratul de duritate pe arbore e destul de mic și rectificându-l e foarte probabil să ajungi unde fierul e mai moale și astfel de acolo să îi strici cu totul rezistența. Da, într-adevăr vreau să mă asigur că fiecare mașină pleacă de la mine într-o stare cât mai bună. Nu va fi nouă niciuna, dar fiecare va trebui să rămână minim 10.000 de kilometri cu un mod de condus de toate felurile, adică și frumos și agresiv și exact așa cum ar trebui să se meargă cu o mașină de asta. În momentul de față nici măcar nu știu cum să procedez cu ea, pentru că îmi place foarte mult forma, îmi place foarte mult cum se conduce, chiar dacă nu mă așteptam inițial, dar urăsc interiorul, urăsc materialele foarte ieftine, mai ales la o mașină de asta țipătoare și nu știu, dacă ar fi să o țin, aș vrea neapărat să îi schimb scaunele, probabil să fac ceva cu bordul, cu consola centrală. Dar, nu știu, poate mă ajutați voi cu câteva idei. Așa că până atunci, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem duminica viitoare, aproape ca de obicei, cu cel mai probabil Volvo în program.